Tinerii amatori de cățărări pe munte au vrut să escaladeze un pisc din zona Crucea Careman. S-au echipat însă cu corzi ca alpiniștii profesioniști. Au urcat sâmbătă la Crucea Careman, însă la coborâre au ales un traseu foarte dificil, folosit în special de alpiniști. Ajunși în Valea Seacă, turiștii au cerut ajutor. Salvamontiștii au îndrumat prin telefon ce traseu trebuie să urmeze, însă tinerii s-au blocat din nou și au petrecut noaptea pe munte. Salvamontiștii au găsit duminică după mai multe ore de căutări. Intervenția pe timpul nopții ar fi fost foarte periculoasă, pentru că sunt porțiuni de zăpadă încă pe acea vale, se formează sub ele rimaia, acele poduri care se pot prăbuși, că tu nu știi cât este grosimea acelui pod, poți călca pe el și te poți prăbuși. Accidente se pot întâmpla. Am plecat dimineața la ora 5, am plecat pe întuneric, am ajuns până lumină la ei, din fericire i-am găsit bine. Din fericire, tinerii au fost coborâți teferi și în siguranță de pe munte. Să nu te... Încet. Încet. Așa. Vezi că ai călcat pe coardă, ridică piciorul ăsta un pic. Așa, acum. Stai, acum. Așa, hai mai jos puțin. Așa. Cum vă simțiți? Foarte bine. Cum a fost? Nu spun, antrenant. Ce ați făcut? Ați urcat, practic? Am vrut să ajungem pe vârful picătura. Ni s-a blocat sfoara. Și n-am mai putut să ieșim dintr-un loc și a trebuit să sunăm, că altfel nu puteam să plecăm. Mai greu decât ne așteptam. Obositor bune, cu stânci. Obositor mai mult, nu știu, ne-am speriat, asta a fost tot. Mai făceam gălge ca să-mi vină urs. Atatut. Este dificil de a face și recomandări unui astfel de turiști, pentru că se aventureze pe trasee nemarcate, pe văi greu accesibile, fără să se intereseze în prealabil de starea acestora. Cred că dacă ar fi avut inspirația sau ar fi ascultat sfaturile noastre de a ține legătura cu oricare din membrii echipei Salvamont, ar fi putut fi ghidați și n-ar fi ajuns în situația asta. Cei trei alpiniști de ocazie sunt din București. Ei spun că aventura nu i-a speriat cât să renunțe la pasiunea pentru escaladă. Mai mult, ei spun că vor reface traseul pe care au rămas blocați, dar vor fi mai atenți.